În graba timpului de astăzi uităm să ne mai bucurăm de adevărata imagine a iernii. În lumea satului, sărăcia și nevoile adâncesc și mai mult lipsa de preocupare a țăranilor față de tradiție. Și cu toate acestea, datinile și obiceiurile românești se încăpățânează să reziste peste vremuri. Modernizarea vine galopând peste noi. Ele mai pot fi păstrate prin supraveghere atentă, prin așa numite zone protejate, dacă se poate spune astfel. Altfel nu văd cum... Centrul Județean de Conservare și Valorificare a Tradiției și Creației Populare Românești propune oprirea tradițiilor în timp prin Festivalul de Datini și Obiceiuri. Ajuns la cea de-a 28-a ediție, festivalul va reuni și anul acesta la Vaslui păstrători de tradiție din 37 de localități din județul Vaslui. O nouă ediție care se bucură de un decor remarcabil, așa cum lesne se poate vedea, numai puțin de 1000 de urători, colindători, capre, urși, mascați de tot felul vor face din această zi o sărbătoare pentru orașul nostru. Formațiile prezente la Festivalul de Datini și Obiceiuri vor aduce pe scena Casei de Cultură Constantin Tănase din Vaslui tradițiile de iarnă din zona lor. Vor demonstra astfel odată în plus că lumea satului păstrează undeva la un pas de modernitate valorile trecutului.